Premierul Nicolae Ciucă a sugerat că ar fi nimerită reintroducerea serviciului militar obligatoriu în declarația pe care a făcut-o în cadrul conferinței Black Sea and Balkans Forum. Premierul anunță că epoca armatelor mici tehnologizate a apus și că trebuie să se revină la armate de masă. România avea o armată de peste 300.000 de militari înainte de Revoluție. Serviciul militar obligatoriu a fost suspendat în 2007, iar acum armata de profesioniști are sub 70.000 de militari. Doamnelor și domnilor, lumea s-a schimbat și totul în materie de securitate s-a rescris și trebuie revizuit în regiunea noastră, în regiunea Mării Negre, unde se consumă o mare parte a componentelor acestui război de agresiune pe scară largă al Rusiei în Ucraina. Astfel, pe planșa de lucru, revine constructul industriei de apărare care trebuie să devină industrie de război și armatelor mici, tehnologizate și sofisticate de profesioniști care trebuie să revină la armate de masă cu rezerve la nivelul întregii societăți și capacități de mobilizare extinsă pentru a face față unui război pe scară largă, un război lung și de înaltă intensitate, care epuizează resursele, nu doar ale țării aflate în conflict, dar și a țărilor Europei.